Potrivit președintelui PPDD filiala Sălaj, Alin Demle, Dorin Ardelean și-a dat demisia doar din Consiliul Local, nu și din partid, iar motivele gestului ei sunt pur personale. Citez, sunt probleme personale care nu au nicio legătură cu politica sau cu partidul, iar rămâne în partid și chiar va avea mai multe atribuții, ne-a asigurat președintele PPDD Sălaj. Întrebat cine va lua locul Dorinei Ardelean în Consiliul Local Municipal Zalău, Alin Demle a precizat că următoarea pe listă ar fi Georgiana Crișan, o tânără economistă de 25 de ani, însă o decizie definitivă în acest sens va fi luat abia în cursul zilei de mâine, când conducerea organizației sălăjene a partidului va avea o discuție cu potențialul nou consilier. Aprobarea demisiei Dorinei Ardelean și numirea unui nou consilier va fi supusă aprobării Consiliului Local în ședința de lunea viitoare.